Am revenit pe ultima parte a întâlnirii de astăzi în curtea școlii cu doamna profesor Loredana Ceică, inspector pentru arte în cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava, cea care a avut o idee frumoasă, spun eu, și a reușit să o și materializeze, aceea de a publica, de a pune în paginile unui album creații ale profesorilor care predau la clasă educație plastică în Județul Suceava. Un album foarte frumos, spuneam că nu o să-l răsfoim, am să vă arăt așa doar câteva imagini. Și pentru că mi s-a părut o inițiativă frumoasă aceasta de a-i valoriza și în același timp de a-i transforma în adevărate modele pe profesori pentru elevilor, purtăm această discuție. Pe de altă parte, înainte de pauza de publicitate, vorbeam despre faptul că se mai întâmplă uneori lucrurile mai puțin așa cum ne-am dorit în privința orelor de educație muzicală sau de educație plastică. Mi-a plăcut foarte mult că a zis profesorul culoare, profesorul sunet. El, de fapt, este cel care poate face ca aceste discipline să nu fie La coada catalogului. la coada catalogului. Depinde doar de el, pentru că titlul emisiunii de astăzi este Profesorul Artist. Și nu m-am referit doar la profesorii din area curricular arte. Orice profesor poate fi Fi artist un artist. la clasă, în fața elevilor, orice noțiune poate fi predată, transmisă cu talent și atunci când e transmisă cu talent, cu siguranță e mai bine De un asimilată. profesor lumină. Așa, un profesor lumină. Da. Pe de altă parte, mi-a zis că nu există părinți care să facă reclamații neapărat, să vină la inspectorat cu plângeri de genul acesta, deși nu întotdeauna nota este 10 și până la urmă e și firesc, nu? Să Absolut. nu fie 10 atunci când evaluarea ține de, nu de talentul copilului, Neapărat, nu? da. Pentru că talentul este sau nu este, mă gândesc, Da. nu? E vorba de felul în care aplici niște tehnici, le folosești, Absolut. noțiunile pe care le Noțiunile de ai. teorie a artei, care Sigur și că da. acestea se regăsesc în manualul de educație plastică și câteodată trebuie să ne mai și învățăm ce să facem Cu pentru a sigur. avea această cultură generală bogată. Pentru că nu e baza până la urmă, Absolut. baza care există și atunci când vine vorba despre educația muzicală, nu? Trebuie să știm notele, să le citim, trebuie să. Cultura noastră muzicală cred că are cât de cât de suferit în ultima vreme, mai ales că majoritatea copiilor acaparați de internet, de această lansare a manelelor, știți că uită câteodată de muzica clasică și de aceea aici intervine profesorul Și familia, de ce-i muzică drept, și nu? Pentru că familia, dacă absolut. acasă elevul ascultă astfel de muzică, pentru că e printre preferințele părinților, e și mai greu rolul profesorului de a-i Absolut. cultiva dragostea Dar pentru cred că adevărata muzică. profesorul de educație muzicală, de curând am asistat la o lecție la clasă, în inspecție fiind, dar a mers în îndrumare, într-o inspecție la clasă, audiția muzicală și doamna profesor le-a pus copiilor să asculte liedul, care are o linie muzicală mai molcomă, mai înceată, nu place tuturor. Că la un moment dat chiar i-am întrebat pe câțiva din copii, dintre ele, vă place liedul? La care unul dintre ei a zis că am plictisitor. Păi da, dacă Adevărul, ținem dar cont că ei trebuie să e. știe măcar să facă acea diferență între muzica clasică, muzica tradițională, în muzica, această manea care este permanent, pe care ei permanent o ascultă, trebuie să facă diferența și să știe fiecare până la urmă în ce curent se încadrează și cât de cât să aibă noțiunile de bază. Da, până la urmă, gustul acesta pentru frumos se cultivă. E drept că nu într-o oră, două, ci de-a lungul timpului, de-a lungul anilor pe care îi petrec copiii la școală în cadrul orelor de educație muzicală sau de educație plastică. Și cred că ar trebui, nu? Și acei profesori care încă mai împart copiii în artiști și Absolut. semi-artiști, în muzicieni și semi-muzicieni, deci ar trebui să depășim acest Prag. moment. Pentru că în momentul în care faci o această O împărțire catalogare, și o etichetare, o exact, etichetare a elevului, e clar că acel copil nu va mai fi receptiv la ora ta. și practic Și până la urmă este și un mod de a-i descuraja.
Da, îi trasezi niște limite. Ești semi-muzician. Adică absolut, nu poți să te ridici la înălțimea unui muzician, iar muzicianul e cel care ia 10, nu? Sau cum e? Neapărat. Nu știu. Mi-aduc aminte că în școala generală participam la corul școlii. Deși nu aveam o voce extraordinară, participam, totuși făceam parte din corul școlii. Deci acesta era un mod prin care doamna profesor mă încuraja să fiu alături de colegii mei. Cred că ăsta este un mod de a încuraja pe fiecare dintre ei. Și câteodată, dacă mă cred, chiar mimam. Nu am o voce extraordinară. Mă pricep, în schimb, la pictat. Da, dar simpla prezență, nu? Într-un astfel de absolut, cadru, într-un absolut astfel de context. Și faptul că am urcat pe scenă la un moment dat m-a făcut să am drag de ora de educație muzicală. Da, deci, trăgând linia așa legat de orele de educație plastică și de educație muzicală, ar trebui să fie orele în care copiii sunt încurajați, aceia care sunt talentați, descoperiți și apoi cultivat talentul, pentru că nu e suficient absolut talentul, ci e nevoie absolut și de multă muncă, iar aceia care sunt mai puțin talentați, da, încurajați să-și să-și descopere acea mică părticică, pentru că eu cred că fiecare copil are un dram de talent. Și știm că cu toții suntem talentați în ceva. Deci nu putem fi buni toți la muzică, nu putem fi buni toți la arte plastice, dar în schimb pot fi foarte buni la matematică. Dar de obicei se întâmplă copiii care sunt talentați, sunt și copii care învață foarte bine. Și noi trebuie doar să-i descoperim. Dar să știi, Adriana, că nu de multe ori mulți copii au posibilitatea de a fi descoperiți, pentru că în unele școli profesorul de educație plastică și educație muzicală lipsește. Aceste ore sunt date în completare și acei copii sunt copiii care suferă, sunt copiii care nu sunt descoperiți, copiii care nu au pictat și nu au cântat niciodată până ajung în clasa 8-a. E și aceasta. Este o problemă cu care la nivelul județului ne-am confruntat de multe ori cu această problemă. Lipsesc deoarece orele acestea de educație plastică și muzicală au fost date în completare altor catedre, fiind numite de cineva cenușărese. Dar eu înclin să cred că în momentul în care, de la an la an, în cadrul județului Suceava au venit tot mai mulți absolvenți de arte plastice și mă bucur să spun acest lucru, că i-am încurajat și le-am spus că este o variantă cariera de profesor. Mă bucur că de la an la an suntem din ce în ce mai mulți profesori de arte plastice, au venit cu drag de a face această profesie și s-au prezentat în cadrul concursurilor de definitivat și titularizare și anul acesta suntem mai mulți, cu 5 la educație plastică și cu vreo 7 la educație muzicală. Unde să înțeleg că exista o problemă în privința resursei umane, nu existau profesorii, da, și de aceea au fost date în completare. În completare. Sau s-a dat în completare pentru că era nevoie de ore pentru, da, acei profesori. Pentru acei profesori. Ambele erau situații. Ambele, da? Situații, a... da. Dar în ultima vreme, cum colegii noștri absolvenți s-au îndreptat și către profesia didactică, începem să fim din ce în ce mai mulți și acest lucru mă bucură. Crește calitatea până la urmă. Până la urmă, da, ne confruntam la un moment dat la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, cu câțiva ani în urmă, organizam și cea de-a doua etapă de admitere, pentru că nu aveam copii care să se înscrie la secțiile pe care noi le aveam. Dar cum ar putea copilul să fie îndrumat către un colegiu de artă dacă la el în școală talentul lui nu a fost descoperit și el nu a fost îndrumat de nimeni către un colegiu de artă? Pentru că dacă educația plastică și educația muzicală a fost făcută de doamna de chimie, evident că doamna de chimie făcea chimie nici de cum de sens sau pictură, de sens sau muzică. Familia are și ea un rol important. Sunt foarte mulți copii, cel puțin în preajma mea, în ultima vreme, prieteni, da, copii care își găsesc timp să participe la cursuri după orele de la clasă de desen, de pictură. Și mai sunt școlile acestea particulare de arte care au apărut în ultima vreme. Este Școala Artelor, undeva pe Tătăraș,
Ne abținem să facem acum reclamă, Da, există da. foarte multe Sunt școli. multe școli particulare care încearcă să suplinească nevoia copiilor de a studia. Există această nevoie, iar familiile sunt și ele dispuse să încurajeze astfel de activități în timpul liber, activități care îi mai smulg așa din dreptul calculatorului, telefonului, a gadgeturilor în general. Da, deci rolul profesorului de educație plastică și a celui de educație muzicală este foarte, foarte important, pentru că copilul trebuie să se dezvolte, are nevoie să se dezvolte pe toate laturile, câte un pic din fiecare. Și dezvoltă foarte mult creativitatea. Acesta este lucrul cel mai important. Da, cu dezvoltarea creativității în școala românească e o altă discuție și o altă problemă și o altă durere așa a mea, pentru că ea, creativitatea, poate fi dezvoltată nu numai în orele de desen sau de muzică, ci în cadrul oricărei discipline, chiar și în cadrul orei de chimie, de matematică, în cadrul oricărei ore, dar, din păcate, profesorii mai uită un pic acest lucru, nu toți, nu trebuie să generalizăm. Am observat, Adriana, în ultima perioadă, prin inspecțiile pe care tot le-am făcut la clasă, tineretul care a venit în învățământ, profesorii tineri, vin cu metode noi, sunt din ce în ce mai implicați în activitatea de la catedră și acest lucru mă bucură și cred că de la an la an, fiind din ce în ce mai mulți tineri în învățământ, cred că se va schimba ceva totuși. Pentru că ți-am spus, la fiecare oră observ pe care o văd tineri foarte implicați, aplecați asupra nevoilor elevilor, asupra creativității, caută tot felul de metode care să-i facă pe copii să le placă școala, să-i atragă la școală. Asta e un lucru bun, e o veste bună, faptul că tânăra generație așa, de profesori caută sunt mai implicați. Fie implicați. Pe de altă parte, există profesori artiști și în vechea, acela care a fost de la început cu vocație, cu dragoste pentru această profesie, pentru această meserie de dascăl, de profesor, cu siguranță a reușit de-a lungul întregii activități să dezvolte și creativitatea și dragostea pentru o anume disciplină. Nu putem cere acum să fim toți așa, toți profesorii să fie așa, perfecțiunea ca în orice există, domeniu. Ca în orice domeniu. Exact. Dar iată că există totuși astfel de profesori. Unii dintre ei sunt prezenți și în paginile acestui album, Dascăl și Artist. Și aș vrea să mai discutăm puțin despre el. 30 de profesori, spuneați. Uitându-mă așa prin album, am văzut că sunt și lucrări de sculptură, sunt și icoane și artă decorativă, spuneați. Cam da, ce cuprinde? Pentru că e important și acest lucru. Da, sunt lucrări în diferite tehnici. Pictură pe sticlă, icoană pe sticlă, icoană pe lemn, lucrări de sculptură, de artă decorativă, de pictură. Noi am încercat să le reunim pe toate pentru că au un subiect comun, zona noastră a Bucovinei, tradițiile și obiceiurile din zona Bucovinei și mai ales dascolilor noștri le-a surâs ideea în momentul în care le-am spus că vor fi cu toții în acest album și vor fi exemplu pentru elevii lor. Deci cu gândul la elevi, da? Cu gândul la elevi a fost făcut acest, deschiderea pentru a mai fi mare. Un material didactic de folos celor care îl răsfoiesc, elevilor. Și am să-ți dau citire puțin din prefața albumului, pentru că acesta este gândul cu care am pornit și țelul nostru prin editarea acestui album. Ne adresăm elevilor și de aceea elevii trebuie să se regăsească pe simeze alături de profesorii lor. Trebuie să fie încurajați, susținuți în demersul lor creator. Misiunea profesorului de educație plastică din județ este cu atât mai dificilă cu cât educă viitorii consumatori de artă. Posibili elevi al unui colegiu de artă, artiști plastici sau chiar punând bazele viitorilor profesori pentru acest domeniu. Deci misiunea profesorului este clară, este aceea de a educa
consumatorii de artă. După cum ai spus și tu, nu toți putem la un moment dat fi artiști plastici renumiți, dar vom fi cei, copiii sunt consumatorii de artă și vor fi cei care vor ști la un moment dat că au studiat la școală atât istoria artei, cât și amestecul fizic al culorilor. Sigur, copiii își amintesc la un moment dat că au trecut prin școală și prin la ora de desen. Da, da, și poate fi acest album, să înțeleg că ar putea fi în biblioteca școlilor sau cum v-ați gândit. Absolut. Colegii mei au achiziționat fiecare câte două albume, unul pentru ei personal să-l aibă ca amintire, iar unul să-l doneze fiecare bibliotecii în școala în care ei activează. Am înțeles. Deci au pictat, apoi au răsfoit și în cele din urmă au dăruit, na? Mai departe, așa, din puținul lor, au dăruit școlii acest album. Bun, pentru că mai este foarte puțin timp până la finalul întâlnirii de astăzi în curtea școlii, care ar fi, să spunem, mesajul dincolo de album, dincolo de discuția pe care am purtat-o, care ar fi mesajul pe care v-ar plăcea să-l transmiteți așa tuturor profesorilor de educație muzicală, de educație plastică, care sunt ei prin natura disciplinei pe care o predau, sunt profesori îndrăgiți, da, și sunt profesori îndrăgiți de elevi. Pentru că știm foarte bine că în fiecare unitate școlară, profesorul de desen, profesorul de educație muzicală este un profesor iubit. Înclin să cred. Să nu generalizăm. Eu zic să cred că este un profesor iubit pentru că copiii îndrăgesc până la urmă aceste materii. Că nu au temă pentru acasă? Că nu au temă pentru acasă, pentru că este o oră frumoasă, o oră în care ei se relaxează, o oră în care sunt învățați cum să aprecieze frumosul și cum să-l producă. Țin să mulțumesc colegilor mei pentru că de la an la an, ți-am mai spus, avem colegi tineri care prețuiesc această misiune a lor de a fi dascăli la catedră, care știu cum să-și pună amprenta lor frumoasă ca profesori culoare asupra fiecărui copil pe care îl educă în clasă. Le doresc să aibă putere de muncă și răbdare, pentru că fiecare copil necesită multă răbdare și fiecare are acel dram de talent pe care noi, profesorii, avem misiunea de a-l descoperi. Și sunt sigură că profesorii de educație plastică și educație muzicală și muzică specializată îl descoperă. Da, nu vreau să încheiem întâlnirea de astăzi fără să fac trimitere și la faptul că pe lângă inspector, școlar, profesor de educație plastică, sunteți și mamă și am să adresez întrebarea, cred că n-am mai adresat-o și la celelalte întâlniri, cum sunt copiii dumneavoastră? Sunt talentați la desen? Le place desenul, muzica? Doar unul dintre ei moștenește, unul dintre gemeni, Andrei. Îi place foarte mult să picteze și a participat la concursuri pe linie artistico-plastică, dar ceilalți sunt ingineri, nu au nicio treabă cu pictura, deși să știi că în casă au văzut și cunosc. La mine în casă sunt albume, sunt culori peste tot, sunt acoarele peste tot. Deci există mediu propice, nu? Există mediu propice, dar fiecare copil are acea înclinație spre ce dictează lui sufletul până la urmă, chiar dacă uneori gena se moștenește, dar trebuie talentul, știți cum este, mai mult muncă decât acel dram de talent. Și dacă într-adevăr îți place ceva, sigur vei excela. Da, e așa cu gândul la familie, nu? Pentru că deși suntem profesori și avem o grămadă de copii la școală, gândul se duce tot acasă, la copii. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în curtea școlii. Vă urez mult succes, aveți cât mai mulți oameni prezenți la această lansare a albumului și vernisajul expoziției care va avea loc pe 8 noiembrie anul acesta. Mai sunt două săptămâni, la ora 16, la Biblioteca Bucovinei Ige Zbierea din Suceava. Așadar, cât mai mulți profesori, cât mai mulți părinți,
părinți, elevi, ar fi bine de, să fie prezenți, pentru că e un lucru frumos. Iată, un album în care se regăsesc 30 de profesori din județul Suceava. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc și doamnei inspector. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și la această întâlnire. Mulțumesc celor care sprijină emisiunea noastră, doamnelor de la Salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcini, și vă urez tuturor să aveți o săptămână ușoară, iar celor care mai mergeți la școală, mult succes la școală!